un ochi plânge, un ochi râde. Am reușit să facem un egal cu FCSB, ceea ce nu e rău. Dar dacă ne gândim că în ultimul minut am avut o ocazie extraordinar de mare, puteam să avem toate cele trei puncte. Rămâne această situație, aș putea spune chiar incredibilă, cu Șepși care nu a reușit să o bată niciodată pe FCSB pe acest stadion nou pe care jucați. Da, dar măcar acum am făcut un egal și acum vede toată țara că noi nu facem niciun aranjament. Că X-ul nu e bun nici pentru noi, dar nici pentru FCSB. Da, a fost în sfârșit Ștefănescu pe teren, pentru că v-au acuzat rapidiștii că nu l-aveți niciodată pe Ștefănescu pe teren la meciurile cu FCSB, dar parcă chiar și de această dată a fost sub nivelul lui obișnuit. Da, nu putem să spunem că a jucat foarte bine, dar s-a chinuit și a încercat cel puțin. Deci cine a văzut meciul a văzut că a jucat în nota echipei. Da, ce speranțe mai aveți de la acest sezon? Cum urmează pentru echipa, așa, ca parcurs? Credeți că ne mai reușim să ajungeți în cupele europene, veți avea, să zicem așa, motivația necesară pentru a obține niște rezultate importante? Eu cred că motivația întotdeauna au băieții. Acum suntem foarte departe de Europa, deci trebuie să recunoaștem. Șansele sunt undeva la 1-2%, din păcate. Ar trebui să câștigăm toate cele patru meciuri ce am mai rămas, care e aproape imposibil. Dar dacă mai câștigăm un meci, două din cele patru, și poate reușim să ocupăm un loc 5, eu o să fiu suficient, o să spun la băieți că e ok. O să fiu mulțumit și cu locul 5. Ultima oară când am avut plăcerea să conversez cu dumneavoastră aici în emisiune, ne-ați spus ferm cuvântul unui secui nu se schimbă, adică dacă ați spus că nu va merge Ștefănescu la FCSB, așa se va întâmpla. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți la fel de hotărât și pe relația cu Rapid, pentru că și Rapid și-l dorește și l-a dorit pe Ștefănescu. Eu cred că acum nu e vorba de nici de Rapid, nici de FCSB. Noi sperăm că reușim să vedem undeva în străinătate. Jucătorul dorește. Am auzit și declarațiile lui. El crede că a susținut vremea ca să plece la un alt club, un club mai mare decât suntem noi. Noi încercăm cumva să găsim o echipă din străinătate și atunci o să fie bine și pentru jucător și pentru club. Dar credeți că dacă Dan Șucu, pentru că ați negociat cu el, ne-ați povestit despre aceste negocieri, dacă va reveni cu o ofertă, ați fi dispus să discutați cu Dan Șucu? Nu pot să spun nu, că n-am vorbit de Rapid, am vorbit eu numai de FCSB, dar nu cred că domnul Șucu mai dorește pe Ștefănescu, chiar m-am întâlnit cu el când am jucat la Rapid și cred că a și spus că acum are alte preferințe, deci nu poate să fie vorba de Ștefănescu. Cred că la niciun club în România nu o să plece Ștefănescu. Da. Nu mi s-au părut foarte inspirate aceste noi preferințe ale lui Dan Șucu, adică la cum merge echipa în acest moment, nu pare că au fost foarte inspirați cu ce au ales ei acolo. Eu nu pot să comentez deciziile altor patroni sau altor cluburi. Eu lucru știu, Rapidul a adus niște jucători buni și poate că acum încă nu e închegată echipa, dar au niște jucători foarte buni. Eu aș fi dorit și eu pe atacantul Rahmani sau și pe Krasnici. Da, pe Rahmani sau Krasnici, sigur, i-ați fi dorit și dumneavoastră. La Șepși ați avut momente foarte frumoase cu Cristiano Bergodi. De ce credeți că la Rapid, până la urmă, Bergodi a avut un eșec destul de accentuat, așa să zicem? Da, nu știu dacă putem să vorbim de eșec, fiindcă totuși când a plecat domnul Bergodi, Rapid parcă era pe locul 3 sau 4 și bine,
au fost alte țeluri acolo, dar nu putem să vorbim chiar de eșec. Eu cred că alta era atmosfera în primul rând. Deci la noi era mult mai liniște ca la Rapid și aici nu mă refer la conducători, ci mă refer la suporteri. Știm foarte bine că la Rapid este o presiune foarte mare, au alte cerințe și poate aici la 2-3 meciuri a greșit și el și la un antrenor e fatal. Dacă greșești la Rapid, dacă greșești sau la FCSB 2-3 meciuri, deja e fatal. La noi a fost, cred că, 5 înfrângeri la rând și noi încă am mers cu ele. Dumneavoastră aveți un grad de ocupare al stadionului bun acolo la Sfântul Gheorghe, aveți și în deplasări un grup constant de suporteri. În general vedem în Superliga că a crescut numărul de spectatori. Sunteți optimist pentru sezonul viitor, pentru viitorul pe termen scurt al campionatului României? Credeți că va continua să progreseze? Eu personal, da. Deci de la an ce trece, întotdeauna stadioanele devin mai pline. Dacă ne uităm la statistică, cred că noi când am intrat în prima ligă, acum 7 ani, cred că nici jumătate nu era stadioanele populate cum sunt acum. Deci eu așa consider că încet încet revin suporterii lângă echipe. Și dacă o să fie civilizație și între suporteri, eu cred că și femeile și copiii o să vină cât mai mult pe